Cred că mulți oameni, când aud vorbindu-se despre frica de Dumnezeu, o confundă cu spaima, cu frica sufletească, frica psihologică, să spunem așa. De asta mie îmi place să folosesc expresia pe care am auzit-o de la bătrânii și din satul în care m-am născut. Ei nu vorbeau de frica de Dumnezeu, ci frica lui Dumnezeu. Deci, deja când spui frica de Dumnezeu, parcă ceva care te separă, te îndepărtează, frica de ceva. Frica lui Dumnezeu îl are pe Dumnezeu în interiorul ei, să spunem așa. Nu te separă de Dumnezeu, nu te îndepărtează de El. Frica lui Dumnezeu. Frica lui Dumnezeu și dragostea sunt legate între ele. Cineva nu poate să dobândească dragostea de Dumnezeu dacă nu începe de la frica lui Dumnezeu. Sfântul Petru Damaschin, autor filocalic, spune că cel care dorește să păzească poruncile dumnezeiești are nevoie să înceapă de la frica lui Dumnezeu, nu de la dragoste, ca să nu se rostogolească în haos, spune el. Frica lui Dumnezeu este curățitoare, dar nu este ca o spaimă. Nu separă pe om de Dumnezeu, nu îl îndepărtează de Dumnezeu. Nu trebuie să o confundăm cu frica psihologică. Frica lui Dumnezeu îl duce pe om la Dumnezeu. Cred că poate cineva să întrebe cum putem să le deosebim. Cred că putem să le deosebim după efecte. Frica, dacă este psihologică, noi zicem că e frică de Dumnezeu, dar dacă este de fapt o frică psihologică, este distrugătoare pentru psihicul omului. Pe când frica lui Dumnezeu este vindecătoare și întăritoare. Nu poate să nu-și dea seama cineva când ceva îl distruge, îl vatămă, îl descompune lăuntric și când ceva dimpotrivă îl construiește, îi dă consistență interioară. Frica psihologică slăbește, slăbănogește pe om. Pe când frica lui Dumnezeu, duhovnicească, dă tărie lăuntrică. Mai ales tărie de a ne opune patimilor și păcatelor.